Dacă aveți întrebări mai grele, așa și mai periculoase, scrieți întreb pentru un prieten, că noi ne dăm seama că e pentru dumneavoastră, dar ne facem că nu știm. Probabil că e o practică mai nouă la dumneavoastră, că am avut biserici în care n-am apucat într-o oră să răspund, dar trebuie să vă obișnuiți cu ea. Este o practică interactivă, o avem și mâine la tineri și îndrăzniți. Îndrăzniți să puneți întrebări punctuale. Ca de exemplu, încep cu asta, foarte des am primit întrebarea aceasta, dacă este voie să dăm bani împrumut unei familii, unei persoane, da? Dacă este voie să dăm bani împrumut. Sunt mai mulți factori aici. Unu, pentru ce împrumut? Că n-are ce să pună pe masă, obligatoriu trebuie să-i dai. Băi, ți-o cerut 300 de euro, nu poți să-i dai, dă-i 100. Dar dă-i. Dacă e pentru nevoi curente, dă-i. Doi, ți-a cerut pentru că vrea să-și ia o mașină mai bună, nu-i da. De ce? Pentru că el banii îi împrumută de la tine pentru că nu-i are, dar nu îi investește în active. El nu investește, el îi cheltuie în pasive, adică în lux. Și dacă el acum nu are bani și își ia o mașină mai scumpă care va fi întreținută mai scump, tu trebuie deja să intuiești că va trebui să dai telefoane la el ca să ți-i dea înapoi. Și nu ți-i va da. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vă recomand să dați bani împrumut doar atâta cât puteți să renunțați. Să te gândești, măi, mi-a cerut cineva, să zicem, 500 de euro împrumut. Măi, stau obligatoriu, trebuie făcut consiliu de familie. Nu dați în ascuns, nu-i voie. Bugetul este al familiei, da? Vorba vine. Bugetul familiei înseamnă că bărbatul câștigă mult și femeia cheltuie la fel de mult. Dar este foarte bine că e portofelul la ea. I-am zis la un moment dat, prea mulți bani să cheltuie pe mâncare. Dar pentru că ea e deșteaptă și inteligentă, n-a zis nimic. N-a zis, zice, scumpe. Îmi face listă și zice, te rog frumos să adumi lista asta. Știa ea. Mă duc. Dar bărbații nu știu să facă cumpărături. Nu știu unde sunt reducerile. Nu știu care-i produsul cel mai bun. Eu m-am dus. Băi, dacă a scris, știu eu ce, herring, nu știu ce, sau am luat ce am prins, ce am găsit. Bărbatul nu respectă doar lista. Eu dă-i, hai că iau și din astea. Eu, când am venit, când m-am dus la casă, m-am speriat. Bun. Am dat o sumă de bani. Nu știu, vreo 400 de lei. Intru în casă și zice, ai dat mai mult de 250 de lei pe cumpărături? Fiți atenți, ea și calculator are în cap, online. Ai dat mai mult de 250? Păi am dat 400 de lei. Vin aici, consultăm lista. Ai luat asta? Am luat-o. Ai luat, le punem deoparte. Ai luat asta? Am luat-o. Ai luat asta? Am luat-o. Bun. Egal, 250 de lei. Măi, fraților și surorilor, 250 de lei. Problema e că a rămas cu piese în plus. Și am zis, astea îți cumva scrise pe listă? Nu. E problema ta. Am zis, iubire, cred că e mai bine să faci tu cumpărăturile. Dragilor, deci dați împrumut, dacă îți cere 500 de euro, e o sumă mare. Și faci un consiliu cu familia și spui, iubita, putem să-i dăm? Păi nu putem, bun. Dar celui ce îți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. E verset biblic și spune Domnul Iisus. Atunci, estimați o sumă la care puteți să renunțați, de care vă puteți lipsi. Cât putem să dăm? 100 de euro. Și dacă ne-o dă înapoi, zicem, rămâne în numele Domnului, sau o iei înapoi, și dacă nu ne-o dă, nu ne ispitim că nu putem să luăm cina, că ăla e dator la mine. Știți dumneavoastră câte tulburări sunt în adunare din cauza banilor dați împrumut? Dragi surori și frați care ați luat bani împrumut, dați-i înapoi, dragilor. Plătiți datoriile. Bun, el e dator. Acum, ironia știți care este? Că vine și zice, uite fată ce rochie mi-am luat.
Și tu o vezi că e Tommy Hilfiger. Și tu o vezi că știi că aia costă 250 de euro. Păi da, dacă ești datoare, eu câtă vreme sunt dator, nu-mi cumpăr nimic până nu mă văd scăpat de datorii. Și aici este și un pic de lipsă de bun din ăla care lipsește. De ce? Păi da, dacă știi că ești dator și tocmai la el te duci și te lauzi. La ăla care ți-o dat? Sau numai ce și-o schimbat telefonul, da? Deci trebuie să aveți foarte mare grijă. Pentru că s-ar putea Satana să exploateze o chestie din asta, o slăbiciune din asta, și să facă bage tulburare între familiile dumneavoastră, între neam. De ce? De la faptul că ai cerut împrumut, i-ai dat, fără să întrebi nevasta, sau nu ți-i mai dă înapoi. Nu. Dați-vă datoriile. Mai zic o dată, plătiți-vă datoriile. Poate că nici nu aveți, dar dacă aveți. Cum se poate căuta moneda pierdută în casă? Da. Deci se referă la Luca 15. O soră a trimis biletul. Mi-am dat seama că scrie foarte frumos. Nu e greu de intuit. Și spune așa. Care femeie? Zice o femeie. După așa, sau care femeie, dacă are 10 lei din argint și pierde unul dintre ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie în cer. Deci este o pildă care arată bucuria tatălui când un fiu risipitor se întoarce acasă. Dar fiul risipitor e următorul în pildă. Aici este în casă. Aici e un capitol cu patru tipuri de pierdere. Prima pierdere, oaia pierdută, este pierderea din biserică. Responsabil principal sunt slujitorii altarului, comitetul, păstorul, predicatorii, diaconii, prezbiterii, pentru că oaia s-a pierdut în stau. Oaia asta trebuie căutată. De ce mor oile și le mănâncă lupii? Pentru că puțini slujitori știu să facă diferența între oaia pierdută și fiul risipitor. Oaia pierdută s-a pierdut cu bune intenții. Ea nu a fost rău intenționată, a rămas de turmă. O amăgire, o amărăciune, un necaz și nu mai vine. Vine și spune, lasă că știe unde e biserica. Nu mai, stop, că nu-i fiul risipitor. Fiul risipitor știe exact unde e casa. Îi oaie rătăcită, oaia are gradul de orientare zero. Oaia pierdută trebuie căutată, trebuie sunată, trebuie vizitată, trebuie consiliată și adusă în staul. Ea nu știe unde e staul. S-ar putea de 10 ani de zile nu mai venit. Între timp v-ați și mutat. A venit o doamnă la noi și am spus, zice, vreau să... Am zis, veniți de ceva vreme, nu vreți să vă faceți membru? Nu, zice, Păi zice, eu-s membră pe Mestecăniș. Acei care cunoașteți Aradul, biserica din Mestecăniș, din Arad, de pe Mestecăniș, nu mai există de 25 de ani. Nu mai există. E betelul de azi. Și am zis, soră, dar biserica de Mestecăniș nu mai există. Da! Cum? Zice, eu acum aud. Dar când ați fost ultima dată la biserică? A, păi zice, n-am fost de când eram tânără. Soră, de 25 de ani nu mai există biserica aia. Asta e oaia pierdută. Aia nu mai știe că există sau nu. Dragi slujitori, oaia rătăcită este rătăcită în pădure, trebuie sunată, căutată și adusă înapoi. Fiul risipitor trebuie așteptat. Până nu cheltuie tot, nu te duce după el, că te jignește în față. Lasă-l, când a cheltuit tot, vine acasă. Știe exact unde e casă. Aici este înțelepciunea lui Dumnezeu. Să faci diferența. Care e oaia rătăcită, care e fiul risipitor. Că pierdem vremea și kilometri și timp și telefoane la fiul risipitor și nu vine, că mai are bani în buzunar. Lasă-l să cheltuie tot, după aia vine. Și rămâne oaia rătăcită acolo și nu mai caută nimeni niciodată. Bun, asta se pierde în biserică. Nuțul se pierde în casă. Responsabili principali, tata și mama. Copiii care se pierd în casă, el se duce în discotecă, se droghează, e dependent de jocurile de noroc, bagă la cazinouri. Păstorii ăștia nimic nu fac pentru copiii noștri. Stop, mamă și tată.
Nu păstorul este vinovat că la tine în casă nu se deschide Biblia de 4 luni de zile și nu se mai roagă nimeni. Unul se uită într-o cameră la meci, altul se uită în altă cameră pe Brawl Stars, altul se uită în altă cameră pe Minecraft, altul în altă cameră se uită pe Roblox, altul în altă cameră se uită în altă parte. Păi în felul acesta, dragilor, bănuții aceia se pierd în casă. Nu mai aruncați vina pe păstori. Ăia se pierd în casă pentru că părinții își prins cu munca, își prins cu multe lucruri și uită de copii. Și se pierd. Și se pierd. Deci, cam așa este cu bănuțul pierdut în casă. Cum se poate căuta? Trebuie să vă veniți în fire, să dați un restart de urgență familiei și să spuneți, dragilor, faceți un consiliu de familie, o luăm de la zero. Începând de astăzi, avem devoțional în fiecare seară, ne rugăm în fiecare seară. Noi, la nivel de familie, avem o carte, Biblia, pentru copii, cu toate cele mai importante faze din Biblie, din Geneza până în Apocalipsa. Și în fiecare seară, cu mici excepții, când sunt eu plecat, mai citește soția, sau când e seara în care am fost la biserică și deja venim la nouă, nu le-a cresc pe copii, numai să le bagă în cap cu pompa. Dacă numai ce au venit de la biserică, îi lasă doarmă că s-o obosiți. Dacă eu n-am chef, nici ei nu au. Și atunci îi lasă doarmă. Dar când suntem acasă și le citesc lecția, în general e cam o pagină jumate, 2 pagini, și lecția la final are întrebări. 2-3 întrebări, dar eu pun și 10. Și atunci ei răspund la întrebări. Care sunt mai ușoare pentru unul, pentru altul, după criteriul lor de vârstă. Asta trebuie făcut. Luat de la zero și în felul ăsta se recuperează bănuțul. Se restabilește relația, încet, încet copilul... Gândiți-vă că dacă durează 20 de minute timpul ăsta, îți 20 de minute petrecute cu copiii tăi. Nu se poate compara cu nimic. Absolut cu nimic. Deci numai în felul ăsta, cu pocăință, cu post și cu începere. Cu un moment zero în care să începeți. Dacă mai sunt întrebări, dacă mai aveți bilete, ce sunteți așa timizi? Poate că am riscat că am făcut treaba asta, că nu sunteți obișnuiți și poate că unii dintre dumneavoastră judecă procedura asta. Dumnezeu să-i ierte. Dacă mai aveți întrebări. Da, vă rog. Dă-i microfonul. Deja, pe 18 ani, da, pe 20, da. Da, deja acolo s-a pierdut un pic, s-a pierdut un start. Nu e ușor. Problema pe care o pune fratele este foarte pertinentă și este foarte adevărat. Sunt copii care nu vreau să vin. Nicio problemă. Ce-i de făcut? Da, ce-i de făcut? Nu trebuie să fim ostentativi. De exemplu, au fost situații când era conflict între soț și soție. El plin de duhuri, că mi-au povestit scena. Ea s-a pus în genunchi, Doamne, Doamne Iisuse, lucrează în casa. În fața unui bărbat turbat de mânie, tu te pui în genunchi? Și când el e la serviciu, tu stai pe TikTok? Asta este culmea ironiei și a prostiei. Nu. Asta este o formă ostentativă, care incită mai degrabă la ură. Da? Copilul mare, deci aici vorbim de 10, 11, 12 ani plus, trebuie să mergem foarte mult pe varianta argumentativă. Puiuții lui tata. Eu îi recunosc băiatului meu când greșesc. Acum, într-o seară, de la matematică nu se poate pune nimeni cu el. Și eu am fost bun la matematică, dar asta mă întrece. La BAC am luat cea mai mare notă, am luat 8 la bacalaureat, la un exercițiu de 2 puncte și când s-a terminat am știut că am greșit și le-am spus colegilor, la exercițiul ăla am greșit aia și nu o să iau 10. Dar am știut exact ce am greșit. Și la matematică ai greșit o cifră, s-a dus și era de 2 puncte și am luat 8, dar luam 10. În fine. Și zice, mă, tati, am zis, vezi că aici ai greșit, că nu e, tati, zice, citește anunțul, stătea așa și râdea. Citește mai atent anunțul, iar reduțul, ai greșit, aici trebuie altfel. Eu pornit pe mine, mă, ta, șterge acum, că după aia trebuie să ștergi mai mult. Tati, nu trebuie să șterg nicio cifră, zice. Mai citește o dată anunțul, dar nu mai putea de râs.
Și am zis, mă, copilul, dacă are dreptate. Și mai citesc o dată anunțul și încrapă obrazul de rușine. Am zis, oh, iar Reduțu, iartă-mă. Ai dreptate. Ai dreptate. Scuză-mă, am greșit. Și nu e prima dată când încerc scuze de la un copil de 10 ani. Deci, în cazul acesta, bărbatul și mama și tata trebuie să vină și să spună, dragi copii, am pierdut niște ani. Nu ne-am rugat. Uitați-vă unde am ajuns, nu ne înțelegem, e o situație, nu mai scăpăm de datorii. Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Aș vrea în fiecare seară, uite, alegeți voi ora, trebuie cu atâta căldură și cu atâta tact. Alegeți voi ora, dacă într-o seară s-o obosiți, lasă-i să se culce și atunci spune, uite, de la 9 la 9 și un sfert. Uite, unul citește un psalm, unul citește un psalm, vreți să ne rugăm. Și în felul acesta am observat la copii o capacitate și o înțelepciune de a-și înțelege copiii. La un moment dat eram cu mașina și am greșit, m-am supărat foarte tare pe o situație și am strigat la copil. Eram cu băiatul și cu fata în mașină. Și am strigat. Și după aceea când m-am trezit la următorul sens giratoriu, am zis, dragilor, iertați-mă, vă rog, că nu sunteți voi de vină. Tati este supărat, ați văzut că am vorbit la telefon, m-a supărat unul la telefon. Așa am vorbit cu ei ca și cum aș vorbi cu dumneavoastră. Ca și cum aș vorbi cu păstorul când era la mărturisire. Am zis, m-a supărat omul ăsta, a făcut o gafă și uite că eu m-am supărat pe voi. Auziți ce zice fata de 4 ani? Stai liniștit, tata, că te înțelegem. Instant am început să plâng. Dragilor, un copil de 4 ani are o capacitate să-și înțeleagă tata. Dar tata trebuie să fie smerit și să recunoască. Că dacă după ce și-ai greșit și-o ții tare, numai dezvinare să facem în familia aia. Nu, eu recunosc, uite, da, într-adevăr, îmi asum, am ia culpa și se rezolvă conflictul și se rezolvă problema. Altfel, numai pentru faptul că noi suntem adulți și suntem mai mari, să ne impunem nu e suficient. Eu merg foarte mult pe varianta argumentativă. Și credeți-mă, copiii aia pe care îi vedeți acum rebeli, o să rămâneți uimiți cu câtă înțelepciune vor reacționa când le puneți problema în felul ăsta. Și vor zice, da mă, într-adevăr, uite, tata și asumă. Trebuia seara, uite, au fost Champions League-ul, au fost meciurile cu România. Vorbește, Doamne, că robii tăi ascultă. Tata, în loc să stea cu voi, s-a dus la meci, a plătit acolo 700 de euro pe un bilet. Da? Uite, acum tata vrea să repare. Și o să aveți atâta înțelegere de la cei copii, de nu vă puteți imagina. Avem o generație de copii foarte smart. Nu-i mai umiliți, sunt foarte deștepți. Dar trebuie să știm cum să lucrăm cu el, cu ei. Acum, eu de 15 ani de zile sunt în învățământ, în fiecare an am 400 de copii. Numai cât mă uit la ei, deja știu ce probleme au. Numai cât mă uit la ei. Da. Văd că frații prin curaj și surorile. Hai, mai dați-mi un bilet până când mai n-ați dumneavoastră să mai... Autocondamnarea ca mamă ofer cam tot ce am în creșterea lor și investesc totul pentru familie. Totuși, apare autocondamnarea că nu fac suficient. Cum gestionăm? Așa m-aș bucura pentru voi băiețași și fete să auziți ce a scris mama asta aici. Ați înțeles ideea? Investește tot. Dragilor, cât poate să sacrifice o mamă, 10 tați la un loc, nu poate să sacrifice. De aceea, dragă mamă, trebuie să înțelegi un lucru. Și mulțumesc că te-ai expus. Noi vrem să facem și partea lui Dumnezeu, doar că nu putem. Facem partea Duhului Sfânt. Nu merge. Spunea fratele Viorel Iuga la noi la o conferință de familie, dragi mame și tați, nu aveți așteptări de la copiii dumneavoastră nenăscuți din nou, ca și cum ar fi născuți din nou? Copiii care se nasc în familie de pocăiți nu sunt nimic mai mult decât niște păcătoși educați religios. Atât. Tu ți-ai făcut partea ta ca mamă și ai investit tot ce a putut investi o mamă.
Dar partea Duhului Sfânt nu o poți face. Duhul Sfânt transformă și produce nașterea din nou. Roagă-te, fă-ți partea ta și am o veste care se vrea a te încuraja. Poate că nu reușesc, dar vă spun. Vin la, de fiecare dată în apa botezului, în bazin, fac chemare. Dar nu cum ați văzut dumneavoastră în alte locuri, fac chemare cine vrea să se pocăiască. Și aproape la fiecare botez a fost câte cineva. Și chiar mai mulți. Ce înseamnă asta? Cei care ridică mâna, începem cateheza. 4 luni de zile de cateheză. Și apoi se botează. Bun. Și la un moment dat vine un domn, 72 de ani. Și când mă uit așa țintă la el, și am spus, care mamă sau care bunică s-a rugat pentru dumneavoastră și Dumnezeu și-a adus aminte de rugăciunile ei? Și el începe să plângă instant. Și a zis, mama a fost pocăită. Atât așa a dorit să mă vadă în haine albe. De cât timp a murit mama dumneavoastră? Păi el avea 72 de ani. Și a zis, de vreo 20 de ani. De vreo 20 de ani. Nu mai știa nici el exact. Dragi mame, mama asta o fi murit și o fi zis, autocondamnare? Doamne, mor nefericită. Mă rog de 20 de ani, de 30 de ani pentru copilul ăsta și nimic. Femeia aia a adormit cu rugăciunea neîmplinită. Dragi mame, am o veste bună. La 20 de ani de zile după mormântarea dumneavoastră, Dumnezeu își va aduce aminte de rugăciunile dumneavoastră și de zilele de post și rugăciune. Și copiii ăștia vor avea atunci 70 de ani. Nu vor muri și se vor întoarce la Domnul. Asta am înțeles eu. De aceea, nu te mai autocondamna, că îți pierzi bucuria mântuirii. Fă ce ține de tine, pune-i sandwich-ul în geantă, roagă-te pentru el, binecuvintează-l, iubește-l, îmbrățișează-l, îmbrățișează-o și s-ar putea să îmbătrânești și să nu vezi nimic. Vei muri. Și la 10 ani de zile după ce tu mori, el se botează și își mărturisește în apa botezului că mama s-a rugat pentru mine. Și atunci, când veți ajunge în cer, vă veți întâlni, vă veți îmbrățișa. Nu este bună autocondamnarea. Aici eu îmi dau seama că e vorba de o mamă foarte responsabilă. O mamă cu un spirit de sacrificiu foarte mare. Deci tot ce faci până aici e bun. Autocondamnarea nu e bună. Să nu crezi că îți aduce un strop de alinare și că intri în grațiile lui Dumnezeu, că tu ai regrete, că nu poți să faci mai mult. Fă tot ce poți. Ce nu poți, nu poți. Cum ajuți copiii ce nu au motivație în viață aproape pentru nimic? Dacă este o perioadă scurtă, psihologii spun că este normală. Dați-le dreptul copiilor dumneavoastră să fie plictisiți, dați-le dreptul să fie obosiți, dați-le dreptul să nu aibă chef de nimic. O zi, două, trei, o săptămână. Dacă perioada e mai mare de o săptămână sau de 14 zile, înseamnă că e o problemă. S-ar putea să fie niște răni emoționale nevindecate, s-ar putea să aibă nevoie de consiliere, s-ar putea să aibă nevoie de un timp doar cu el. Mami, hai să vedem, de unde vine, tati? Care e problema? Uite, e vreo dezamăgire și încet, 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 încet se va deschide și vă va spune. Dar dați-le voie să fie obosiți. Mă sună soția la un moment dat și zice, nu mă mai înțeleg cu el, nu vrea să facă tema. El acolo îl auzeam cum suspin. Și am zis, dă-mi-l la telefon. Dar pe moment, nu m-a învățat nimeni, da? Ne mai rugăm și noi. Vă lăsăm impresia că știm multe, dar nu știm foarte multe, dar ne rugăm. Și am zis, dă-mi-l la telefon. Ce i-a redus? Tati, dar pur și simplu nu am chef. Ai de mine, a crescut tensiunea instant, așa, ca dobânda. Și am zis, mă, dar stai un pic, că nu fac bine. Și pe moment m-am liniștit și a scăzut imediat tensiunea ca speranța de viață în România. Și am zis, iar Eduțu, să știi că și mie mi se întâmplă. Am câte o zi că n-am chef de nimic. Și am zis,
Și tu nu ai chef acum să faci tema? Da, i-am zis, dă pe speaker, ca să audă și mă auzi. Toate, pur și simplu nu am chef. El e un copil numai de FB pe linie. Deci să înțelegeți, cu felicitări. Dar singur își face temele. Adică așa e el, nu că punem presiune pe el. Și atunci am zis, uite care e treaba, vrei să facem o înțelegere. Tati ajunge acasă, tu dormi când ajunge tata pe la 12. Facem o înțelegere, culcă-te. Dar dimineața ne trezim de la ora 7 amândoi. Asta înseamnă că jumate de oră mai repede și în jumate de oră facem tema. Batem palma. Batem, tati, sunt de acord. Mami, ai auzit? Da, mi-a convenit că nu înțelegea exact în ce punct culminant va avea. Și am zis, tati, bun, noapte bună, culcă-te, dimineața la 7 pun alarma. Auzi ce îmi zice în final? Mulțumesc, tata, pentru înțelegere. Extraordinar. Mi-a venit să mănânc prin telefon, să-l mănânc. De drag. Dragilor, copilul nostru trebuie să-i dăm dreptul să fie plictisit. O zi, două, trei. Dacă îi de 2 ani nu m-a plictisit și nu vrea să facă nimic, s-ar putea să fie un duh acolo de lene. Cum se poate salva o căsnicie din pragul divorțului? Aș vrea aici să oferim ocazia, dacă se poate, pe parcursul celor două zile cât stau la dumneavoastră. Duminică la amiază scăpați de mine. Dacă v-ați gândit că și duminică seara mă suportați, plec la Karlsruhe. Deci nu mai rămân duminică seara, doar duminică dimineața. Până duminică dimineața, poate reușim să avem o întâlnire, să vedem punctual, că multe, multe implicații, multe implicații. Dar, la general, pentru ca să rămânem în tonul întrebării, vreau să spun doar atât. Fă tot ce poți și salvează căsnicia din pragul divorțului. Satana urmărește să distrugă familia. Începe cu rugăciune. Cere ajutor concret. Nu lua nicio decizie înainte de asta de vorbă cu păstorul. Zice că în fața unui la comitet s-a întâlnit, a venit un cuplu exact în situația asta. Și ea hotărâtă numai. Am jurat că divorțez de el. Și frații se uitau unul la altul și de multe ori vin, eu fac echipă la consiliere cu fratele Nelu Covaci, un frate în vârstă, are 69 de ani, un om al lui Dumnezeu. Și facem o echipă foarte bună. Când e ceva mai greu, nu mă uit la el. Hai, răspundeți. Tot ce e mai greu, plasez la el. Și văd cum răspunde și învăț și împreună facem o echipă bună. Și zice, am jurat că și ăștia, și când vine câte un caz din ăsta, când timp ce ei vorbesc, eu mă rog, Doamne, dă-mi o lumină, Doamne, omul ăsta trebuie să plece cu o speranță. Și persoana aceasta trebuie să plece cu o speranță. E o situație grea. S-a ajuns prea departe, s-au ignorat niște nevoi, niște strigăte. Bun. Și ea hotărâtă și fratele se ruga, fratele în vârstă. Dintr-o dată, fratele păstor senior, mă, domniță, mă! Stop! Nu mă interesează ce ai jurat tu în fața diavolului, că vei divorța. Și pe un ton călduros și pastoral îi spune, pe mine mă interesează ce ai jurat în fața lui Dumnezeu, pe scaunul onoarei în fața bisericii. Da, ai jurat în fața diavolului că vei divorța. Dar reține, ai jurat în fața lui Dumnezeu că vei fi cu el la greu și la ușor, că îl vei iubi. Mai bine doi decât unul. Dacă unul cade, celălalt îl ridică. Nu neapărat să cadă în păcat, cade într-o decepție, cade într-o depresie, cade într-un păcat, cade într-o slăbiciune. Păi pentru aia te-a rânduit Dumnezeu să-l ajut să se ridice. Și ridicându-l pe el, ai ridicat căsnicia. Ridicându-o pe ea, ai salvat căsnicia. Deci dă-ți tot interesul să-l salvezi. Că 101% dintre cazurile în care au renunțat, că satana vine prima dată cu gândul divorțului, zice, mi-am refăcut viața. Cei mai mulți, 101% dintr-o sută, recunosc că nu-i mai bine ca înainte. Și toată viața, zice, frate, 3 căsătorii am avut, toate seșuate, și zice, sunt tot singur. Și toată viața mea am fost cu gândul numai la prima, care a fost din dragoste, din iubire. Și zice, voi muri cu regretul acesta, că din cauza unui prostii, unui orgoliu prostesc,
Am pierdut iubirea vieții mele. Domnișoara aia care la 19 ani a lăsat totul și a lăsat casă, masă, mamă, tată, serviciu, țară și a venit după mine. Și pentru o vorbă, pentru o atitudine, frate, zice, m-am despărțit. Toată viața m-am gândit numai la iubirea aia curată. Nu mai este niciuna ca asta. Asta e iubirea curată, venită dintr-o inimă curată. Fă tot ce poți și salvează familia. Harul și bucuria cea mai mare este că Dumnezeu face echipă cu tine. Dumnezeu vrea familia să fie împreună. Dumnezeu te ajută. Cere numai ajutor, cere ajutorul slujitorilor lui Dumnezeu. În situația asta ai nevoie de un sprijin. Ai nevoie de un consilier, de un păstor care să pună un pic umărul la treabă. Cel puțin se recomandă, asta e procedura la noi, cel puțin 6 întâlniri matrimoniale, cel puțin 6 întâlniri, și la 6 întâlniri este imposibil să nu se rezolve conflictul. M-am rugat lui Dumnezeu 10 ani de zile să-mi dea în echipă și un psiholog creștin, și avem în echipa noastră la Arad pe fratele Claudiu Lulciuc, ginerele lui fratele Fedur și cumnat cu fratele Emi Fedur. El este presbiter și psiholog. Am zis, Doamne, dă-mi un psiholog cu frică de Domnul. Tot ce ne depășește, depresie, atacuri de panică și lucrurile astea, le plasez la el. Este aproape de noi, are birou și atunci încercăm, acum mă rog Domnului să ne dea și un psihiatru creștin. Colaborăm cu o doamnă care e necreștină, dar face o treabă extraordinară și mă rog Domnului să ne dea, dragi domnișoare, care aveți capacitate, sau bărbați, și vă gândiți să mergeți la medicină, vă recomand, medicina psihiatrică este de mare viitor și mai ales dacă ești pocăit, am nevoie în echipă, avem nevoie de un astfel de om. Ce părere aveți de presiunea care se pune în ceafă pe învățăturile, sper că în ceafă scrie, nu, așa, lasă că îmi dau seama din context, învățăturile identității de gen și a exemplelor negative între colegi, este școala acasă o alternativă? Vă iubește Dumnezeu. Această carte pe care o găsiți la final și trebuie să fie în orice familie, de la zecile de întrebări de genul acesta pe care le-am întâlnit din țări cu mult mai depravate decât Germania, m-a motivat să scriu o carte de 160 de pagini, care poate fi un tratat de teologie, exact ideologia de gen, atacurile noii toleranțe, cruciadele dintre sfinți și demoni. O găsiți acolo. Concluzia este următoarea. Homeschooling-ul sau școala acasă, nu știu exact care sunt legile în Germania, dar în România nu este recunoscută. Un copil care face homeschooling în România nu este acceptat la bacalaureat și nu poate să meargă la facultate. Dacă în țara dumneavoastră, în Germania, studiile în regim de homeschooling, școala acasă, sunt acceptate și poate copilul să dea bacalaureatul și vă permiteți, este o variantă. Dar trebuie să vă asumați că unul dintre părinți trebuie sacrificat, obligatoriu. Unul dintre părinți trebuie sacrificat între ghilimele, în sensul că trebuie să fie 24 de ore din 24 cu copiii, să fie psihologul lor, să fie profesorul lor, să se descurce la matematică, la română, la toate disciplinele. Pentru că el face online, dar cineva trebuie să-l dirigeze. Și unul dintre părinți trebuie să fie cu el. Deci dacă vă puteți permite lucrul acesta, dar s-a demonstrat și vulnerabilitățile homeschooling-ului, și anume copiii care fac școala acasă nu sunt imunizați cu problemele din societate, cresc izolați și trăiesc o adevărată traumă când trebuie să ia viața în piept, când se întâlnesc cu invidia, cu bullying-ul, cu jignirea. El nu e obișnuit. Și sociologii recomandă că e bine de mic să trăiască în comunitate, să fie jignit, învață arta negocierii, învață arta argumentării, învață să-și rezolve problemele. Da? Deci e bine copilul să fie, oricât de vitreg ar fi contextul de la școală, e bine să fie la școală, dar asta înseamnă că trebuie să petrecem timp cu ei. Să le luați cartea, să discutați, mami, ce ai învățat astăzi la școală? Pentru că am întâlnit un caz într-o țară, nu vă zic numele, în care copiii, băiatul păstorului, doamna, a făcut piesa Romeo și Julieta,
au chemat un băiat și o fată în față, i-au pus să se sărute senzual, i-a trimis la loc, a zis, acum facem piesa modernă. Au chemat două fete în față, mă opresc aici cu explicația, s-au dus înapoi, acum doi băieți. Care era al doilea? Băiatul păstorului. Ei când predau lecțiile astea, ochii lor sunt direct îndreptați spre copiii dumneavoastră, pentru că ei știu că ei dezaprobă și vor să-i expună ridicolului. Deci bullying-ul asupra copiilor români, penticostali, din Europa, nu există. Nici în România nu există cum în celelalte locuri. Și copilul acesta și-a arătat dezaprobarea, și-a luat bagajul, ceea ce faceți dumneavoastră este împotriva lui Dumnezeu, împotriva cuvântului lui Dumnezeu. S-a făcut o anchetă, diriginta și-a cerut scuze, deci trebuie să stați de vorbă cu ei, dacă le băgați la timp în cap ce trebuie, vor râde de profesorii lor. Bucuria mea este următoarea, nu vă stresați prea tare pentru copii și să vă spun de ce. Părinții mei s-au luptat cu demonii generației lor din comunism și au biruit. Când a venit ăla de la poliție, noaptea la două, că a aflat că un vecin, neam, ar fi dat telefon și a venit că tata a tăiat un vițel. Mare păcat a făcut că a tăiat un vițel. Că avea o casă de copii. Am fost 13 frați. Și a venit, a găsit carnea toată, exces de zel. A luat toată carnea, s-a dus noaptea cu lanterna, l-a pus pe tata să sape în gunoi, a îngropat toată carnea în gunoiul de la grajd, a turnat o sticlă de 2 litri de benzină pe carne și l-a pus pe tata, l-a forțat să o acopere cu gunoi. Ăștia erau oameni demonizați. Se iei pâinea de carne, bucata de carne de la niște copii, eram slăbuți, da, mulți. Și au biruit, au răzbit. Eu m-am luptat cu demonii generației mele și i-am biruit. Dragi părinți, bucurați-vă de ceea ce vă spun. Copiii dumneavoastră se vor lupta cu demonii generației lor și îi vor birui în numele lui Iisus Hristos. Atâta forță de negociere, atâta forță de argumentare au copiii dumneavoastră, de nu vă puteți imagina. Între aceștia se ridică. Eu am făcut o profeție în urmă cu câțiva ani de zile și o tot repet. În următorii ani de zile și nu departe, aproape, copiii dumneavoastră, ceea ce faceți dumneavoastră acum, că ne cumpărați un bilet la un avion să venim să vă ținem o conferință de tineret, noi în România vom cumpăra bilete la avion copiilor dumneavoastră care vor fi slujitori, care s-au luptat cu demonii aceștia, cu confruntări cu musulmanii, confruntări cu ideologia de gen. Oamenii aceștia au dezvoltat o forță atât de mare că se ridică cei mai puternici predicatori pe care i-a avut România vreodată, știți de unde se vor ridica? Din diaspora românească și s-ar putea să fie chiar copiii dumneavoastră. Nu vă stresați prea tare, rugați-vă pentru ei, faceți exact ce face mămica aceasta care are autocondamnare, faceți ce ține de dumneavoastră și Dumnezeu va completa diferența. Și o să vorbim peste ani de zile când îi veți vedea că se ridică și vor fi apologeți, apărători ai credinței, vor fi păstori care vor consilia copiii expuși victime a bullying-ului. Și atunci el spune, hai să spun eu, mă, uite, eu m-am născut în Germania, în Nürnberg, mă. Și când eu m-am născut, uite, aveam așa și m-am dus la liceu și diriginta m-a jignit și m-a expus în fața clasei. Măi, copile, eu am trecut pe unde treci tu. Și atunci îi va da Dumnezeu o forță extraordinară. Asta este opinia mea. Și am analizat-o foarte bine și credeți-mă că așa va fi. Așa că faceți-vă numai treaba și Dumnezeu îi va binecuvânta pe copiii dumneavoastră. Atât până aici cu întrebările. Acolo la final veți găsi niște cărți. Aceasta, care trebuie să o aveți, răspunde exact la întrebarea aceasta. Majoratul în credință am scris-o când am împlinit 18 ani de la botez. E o carte cu eseuri așa devoționale. Sunt lider este pentru liderii de tineret și învățătoarele de copii. Dacă vreți să faceți o investiție, noi nu avem în România... Prin harul lui Dumnezeu sunt în Departamentul Național de Tineret al Cultului Penticostal. De 2 ani de zile avem o echipă, suntem 10 păstori și m-am văzut nevoit, nu avem material, și m-am văzut nevoit să scriu această carte care se potrivește gândirii noastre românești. Leadership-ul adaptat gândirii românești. E foarte recomandată și pentru slujitori. Găsiți o carte de poezie, Aripi de Iubire, volumul 3, și contemporan cu Sfinții, asta este o carte pe perioada pandemiei, o grămadă de frați, sora Dena Anca, fratele Primichiero, da, de la Comănești,
fratele Bonche, sora Vetuța Haniș, fratele Șerban, Nicu Mărgăian, Viorel Candreanu, și o grămadă de frați care au plecat în perioada pandemiei, parcă s-au stins așa, cum a fost fratele Viorel Candreanu, 10 oameni la mormântarea lui. Păi acolo trebuia să fie 20.000 de oameni cel puțin. Și parcă mi s-a părut așa, și am simțit din partea lui Dumnezeu ca o răcorire a amintirilor mele, să scriu câteva rânduri să rămână. Bineînțeles că a fost distribuită în foarte multe sute de exemplare, poate chiar, mai mult de 1000 de exemplare. O puteți avea. Câteva rânduri despre sfinții care au fost. Deci toate aceste cărți le puteți găsi acolo. Ce vreau să vă spun, că n-am venit să le vând. Noi suntem cu biserica, ne-am mutat în biserica nouă, în Arad, și mai avem niște mici datorii, un pic peste 100.000 de euro. Mare parte dintre ele le-am amortizat așa, cu banii de pe cărți. Sunt mai multe la număr, eu n-am numai câteva aici. Am predat drepturile de autor Domnului. Și dumneavoastră, luați o carte, de exemplu, dacă dați 10-15 euro pe ea, se poate considera ca o contribuție pentru amortizarea datoriilor bisericii. Dacă dați 20, 200, 2000, hai să mă tăiem din zerouri, că totuși e bine să fim realiști. Dacă luați 4 și dați numai 20 de euro, mă băgați în faliment, că nu acoperim nici cheltuielile de transport. Deci este pe bază de donație. Fiecare dintre dumneavoastră dă cât dorește să fie binecuvântat de Domnul. Repet, niciun cent nu intră în interes personal. Toți bănuții vor merge în amortizarea cheltuielilor bisericii. Ele, dacă nu aveți posibilitate la dumneavoastră, vor fi și mâine la tineret. La tineret sunt altele pentru tineret, dar aceleași vor fi și duminică dimineața. Puteți să luați acum la băiatul care stă acolo, la asta, cu el vorbiți, nu-s numărate, nu numără nimeni banii, deci fără niciun fel de stres. Puteți și să luați, asta e o paranteză pentru cei nepocăiți. Puteți și să luați și să nu dați nimic. Domnul să vă binecuvinteze, vă iubesc, v-am câștigat încrederea și cred din toată inima că Dumnezeu v-a vorbit în seara asta. Eu m-am simțit foarte bine la dumneavoastră și dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze, amin?